Valorile morfologice ale verbului a fi, un verb complex al limbii române. În primul rând, știm despre a fi că este un verb neregulat de conjugarea 4. El este folosit cu valoare predicativă și cu valoare nepredicativă, ceea ce înseamnă că vorbim despre valoare copulativă sau auxiliară. Când este verb predicativ? Când are sens de sine stătător și alcătuiește singur predicatul propoziției. În exemplul, părinții mei sunt acasă, a fi are înțeles de a se afla și îndeplinește funcția de predicat verbal. Sensuri ale verbului a fi predicativ. A fi, când este predicativ, este polisemantic și are mai multe înțelesuri, ca în propozițiile date. De exemplu, orașul Galați este în România. Aici a fi are înțelesul de a se afla. În munții Apuseni sunt multe peșteri faimoase. A fi are înțeles de a se găsi, a se afla. Viața este pe pământ de milioane de ani. A exista. În vacanță am fost la mare. A merge. Accidentul a fost vara trecută. A se întâmpla, a se petrece. Era ora 10 când am intrat în casă. A arăta. Cartea a fost 100 de lei. A costa. Varianta cea mai cunoscută a Miuriței este de munții Vrancei. A proveni, a fi originar. Ședința a fost dimineață. A avut loc. Concluzionând, verbul a fi este predicativ când este sinonim cu unul din verbele. A exista, a se găsi, a se afla, a proveni, a arăta sau a dura, a se întâmpla, a se petrece, a avea loc, a costa. Când este copulativ? A fi devine copulativ când intră în componența predicatului nominal. Împreună cu un nume predicativ, arată trăsătura subiectului. În exemplu, munca este brățară de aur. A fi este verb copulativ și împreună cu substantivul brățară, cu rol de nume predicativ, alcătuiește predicatul nominal. Timpul era prețios în timpul examenului. A fi este copulativ, adjectivul prețios nume predicativ. Împreună alcătuiesc funcția de predicat nominal. Verbul a fi este auxiliar când ajută la crearea modurilor și timpurilor compuse. Ca auxiliar are formă invariabilă. Intră în componența modului indicativ timpul viitor anterior, voi fi venit, a modului condițional optativ timp perfect, aș fi venit, a modului conjunctiv perfect, să fi venit, și a formei nepersonale de infinitiv perfect, a fi venit. Este auxiliar în cadrul diatezei pasive. În exemplu, actorii erau aplaudați de spectatori la scenă deschisă. Structura erau aplaudați este alcătuită din verbul auxiliar a fi, care se acordă număr și persoană cu subiectul pasiv. Structura are funcție de predicat verbal. Se diferențiază de predicatul nominal datorită prezenței complementului de agent, care răspunde la întrebările de cine și de către cine. În exemplul dat, dacă punem întrebarea de cine erau aplaudați, răspunde structura de spectatori, care îndeplinește funcția de complement de agent.